Dați copiii la o parte din fața televizorului, doamnelor și domnilor, pentru că ajungem în zona de campanie electorală de fiță, nivel înalt, fost premier, lider, vroia Macron, mare lider în Europa. Vorbim despre domnul Cioloș și ai lui de la Reper. Tineri și curajoși, să spun așa, care au lansat către electori următoarele afișe. Vă rog, ați luat copiii din fața televizorului, atunci putem arăta afișele. Așa se promovează partidul domnului Cioloș, așa vrea să-i convingă pe tinerii din România să vină la vot prima dată într-o secție de votare. Ești pregătit să pui ștampila? Iată cum te preferă domnul Cioloș și ai lui, dragă tinere, care să pui ștampila. Sigur, sunt convinsă, Diana Tache, că o să funcționeze, o să fie cool pentru o grămadă de tineri, inclusiv poziția de pe acest afiș. Câte zile mai sunt până la vot, ne place cum gândiți, ne vedem la urne pe 9 iunie. Ăsta-i publicul. Urne au zis? Da, ăsta e publicul, ăsta e publicul... Publicul care, lor! Da, evident, nu publicul în mod categoric. Nu știu pe cine identifică, știți Sandru, dumneavoastră care e publicul lor? L-ați identificat? Da, pentru că este publicul acela care trebuia să facem dușuri la comun, să facem... Doar vorbim să aici... Nu mai este doar, eu m-am dus gândul la Bivolaru, nu are legătură cu Bivolaru. Deci are legătură cu tot ce... poate să reprezinte, da, extrema stângă. Asta este extrema, iertați-mă. Da, o fi extremă stângă. Vorbim despre extremiști pe zona de extremă stângă, când la stânga, când la dreapta, de la caz la caz. Nu vorbim despre doctrină, da, totuși într-o țară în care vii și nu vă supărați. Măcar să știm. Dar domnul Cioloș, iertați-mă. Așa să ne uităm de acum înainte premier, la domnul Cioloș. Mi l-ați prezentat că a fost premier, ceea ce este corect. Un fost comisar european, stați. Da, părea ceva serios. Un fost premier, da, care acum a fost numit de domnul Iohannis, care să nu mai moară oameni, că știți? Aia a fost, ăla a fost momentul. Salvarea României, nu l-a pus nimeni, adică domnul Cioloș nu a fost ales de publicul țintă al domniei sale, acesta pe care vrea să-l capaciteze prin aceste afișe. A fost numit de domnul Iohannis și gata, s-a terminat, pentru că nu trebuie să mai moară oameni. Iată. Despre asta este vorba. Domnule Miruță, că veniți din același vad electoral cum ar veni, vă plac afișele, v-ați vrea și la dumneavoastră, la tineret, la USR, modelul sau dezavoați? Domnul ce-mi trece acum prin cap e că bine că s-a curățat USR-ul de astfel de oameni cu viziuni foarte avangardiste, așa. Ce pot să comentez? Eu pot să vă spun ziceți despre că ce propunem. Că s-a curățat? Ziceți? Despre programul nostru în 12 puncte cu măsuri concrete care pot fi luate din Parlamentul European pentru interesul României, despre ce gândește domnul Cioloș, care nu mai este în USR și care nu împarte viziuni comune cu USR, îl puteți probabil întreba pe dumnealui. Eu nu mă regăsesc în astfel de mesaje electorale, indiferent cât de strategic o fi gândind ei, cred că e mult prea îngustă nișa asta și cred că se diluează cu seriozitatea, pentru că România nu are doar astfel de oameni cărora să le reprezinți interesele. România are o paletă mult mai largă și prioritățile românilor sunt, din punctul meu de vedere, ordonate altfel decât le ordonează cei de la Reper. Mai târziu în emisiune, domnule Miruță, o să discutăm despre rezoluția Parlamentului European în care România este incriminată pentru, o să vedeți și pentru ce mai este incriminată România. O să vedem și cum au votat inclusiv colegii dumneavoastră, dar nu numai, și cei de la PSD și cei de la PNL în Parlamentul European. Dar vă dau așa, doar un apropo de curățat și de principii de asta derit nou. O să... discutăm despre o sintagmă pe care au agreat-o inclusiv parlamentarii noștri și o să vedeți ce nume grele ale politicii, inclusiv cap de listă la europarlamentare, persoane altele decât femei și fete, care pot rămâne însărcinate. O să discutăm imediat despre felul în care s-au lămurit lucrurile în politica românească. Ziceați că s-a curățat USR-ul și eu v-am întrebat dacă s-a curățat, că mi-au aminte că ați curățat-o de pe listă pe la Sconii pentru că a votat la referendumul pentru familie, nu? Nu, n-am curățat-o noi. Dumnezeu s-a dus într-o zonă mai de confort din perspectiva relației cu fica. Aha, am înțeles. Da, domnule Cosma, vă rog. Când văd această manieră și această disperare a unor candidați și a unor partide de a cu
culege cu orice preț voturi, pentru că până la urmă ăsta este scopul. Au vrut să se îndrepte spre un public care, sigur, poate nimeni nu l-a acoperit, sincer, nici nu mi-aș dori să acoper o astfel de zonă, dar tot acești partid, pentru că s-au rupt din USR câțiva parlamentari, au venit cu acea propunere care spune că 3 grame e voie. Da, la marihuana. Ei sunt cei care au propus în Parlament, au un proiect de lege depus prin care spune că până la 3 grame, dacă ești prins cu 3 grame, nu e nicio problemă. Păi asta venea în ajutorul dumneavoastră, domnul Cosma, pentru că la lupta cu drogurile, cu toată stima, acum totuși Ministerul de Interne, care practic se luptă cu drogurile, este condus de PNL de 5 ani de zile. Ca atare, măcar ei vă ajutau. Doamne, și aici ziceți să mai, și mai multe, că să mai căutați, domnule Cosma, pentru că ați fost partener de guvernare, de alianță cu acești oameni și să știți că, apropo de curățat pe la domnul Alain Coliban, pe la Brașov, echipa dumnealui, de exemplu, e cu 3 grame și inclusiv cu mărturia proprie consilierul domniei sale, care a zis am consumat și mai vreau să consum și vreau să consume și alții. Și este deci la din zona aceea vin aceste propuneri. Nimeni din și politic. Atunci când se promovează povestea cu 3 grame și vedem astfel de pliante care, care vorbesc legătura, despre, nu vă văd între vorbesc 3 despre grame și modul lor păi ca să, de a, ca să ai astfel de pliante, vă rog, domnule, reprezenta pe urmă românii în Parlamentul European, nu trebuie să ne gândim la faptul că oamenii ăștia n-au reușit să facă nimic acolo în Parlamentul European cât au fost până acum. Ajungem și prin urmare concretă, nu încearcă e... decât să păcălească și să, să ademenească tinerii în cel ajungem mai perfid mod concretă, posibil. Doamna Șandru, să vedeți cum e reprezentantă România în Parlamentul European și cum votează ai noștri aceste împotriva noastră. Să mai fie odată incriminată România. Domnule Hopinga, dumneavoastră aveți ceva de spus despre afișe sau vă dau... Nu, eu cred că e încă o manieră... O speță mai veselă decât asta. Eu cred că e încă o manieră, aș spune, ușor jenantă de a atrage atenția după ce același partid își căuta candidați pe e-jobs pentru că, ce să vezi, e greu să completezi listele. Știi nu știu ce, dacă în felul ăsta... Știți ce v-aș spune și dumneavoastră? Că ei măcar își cunosc publicul, adică știu cui se adresează. Dumneavoastră știți cui vă adresați, uite, la Primăria Capitalei, de exemplu. Știți domnul că... Hopinga, doamna Zanfir, îmi permiteți 10 secunde? Era rândul domnului Hopinga, dar haideți, dacă ați întrerup, ziceți dumneavoastră 10 secunde. Partidul ăsta, domnul Hopinga, probabil că are sub 0,5% și acolo va rămâne. Dumneavoastră aveți vreo 30% sau câteți mai avea, n-aveți candidat la primăria generală, aveți un ministru al sănătății care e mai mult consultant, aveți un premier al României care permite unui ministru de interne de la PNL să spună că pierde lupta pe toate domeniile din statul român. Nu cred că sunteți în situația de a da vina pe un partid 0,5-0,3% cât o avea pentru ceea ce dumneavoastră aveți în mână să faceți și nu faceți. Și dumneavoastră, bun, dar nu văd legătura, nu văd legătura între ce am spus eu și ce spuneți dumneavoastră. Sunteți pe un culoar cu totul paralel. Nu e deloc dumneavoastră pur și simplu, comentați ce face un partid numai mic, puțin, cum arăți avea responsabilități numai legale. Puțin, v-am lăsat să interveniți, dar nu mai bateți câmpii că și ei sunt oameni, știți, era acea paradigmă. Vorbeam doar strict de despre campania Reper, care, din punctul meu de vedere, este una jenantă, la fel de jenantă ca aceea prin care își recrutau membrii prin o platformă de recrutare pentru companie. La atât trebuie să răspundeți din ce a zis domnul Mița. Nu că n-aveți candidat, nu că n-aveți... Vă răspund cu mare drag la această chestiune. Răspund, eu nu avem, v-am solicitat, avem, dacă vreți să-i răspundeți domnul Mița, dacă candidat, constat că nu v-a deranjat. Avem un candidat, din punctul meu de vedere, în creștere, performant pentru Primăria Capitalei. Sigur, traversează o campanie acidă de demonizare, pentru că interesul actualului primar este să se înscrie într-o competiție exclusiv cu domnul Piedone, lucru care, în opinia mea, nu va funcționa. Pentru că Cristian Popescu Piedone oricum va câștiga Primăria Capitalei. Candidatul nostru este în creștere, complică. Beneficiază de bazinele electorale a două partide mari, împreună avem probabil în jur de 50% în București și sunt absolut convins că acest trend se va menține și la finalul zilei de 9 iunie vom avea un primar general în persoana domnului Cătălin Cârstoiu. Sunt foarte încrezător în această... Eu zic că în persoana domnului Cristian Popescu Piedone. Din partea tuturor colegilor dumneavoastră, nu văd elemente ca și munci să vă scoateți candidatul câștigător, doar vă asta pot, este treaba vă, dumneavoastră. Vă pot asigura ziua, eu pentru ziua că... Ziua și greșala, ziua și greșala. Vă pot haideți, asigura eu că la PSD se muncește înțeles, foarte competent pentru Bogdan 2% pe săptămână, lucru. Calculele știți cum e. Socoteala pe hârtie... Pe hârtie
E complicat atâta timp cât bucureștenii vor altceva. Haideți să vedem ce va anunța mai devreme. Încă o parte distractivă din campanie cu cum ajung frații, familiile, să fie unul hăis și unul cea. Și apropo de H, o să vedeți cât de important e în ecuația a doi frați candidați. Un H, atenție la declarațiile lor. Locuitorii din comuna Poroina Mare, din județul Mehedinți, au de ales anul acesta între actualul primar și tatăl său. Decizia celor doi a împărțit comunitatea în două. Tatăl meu a fost primar 6 mandate consecutiv. Mă surprinde și pe mine decizia lui de a candida. Când am candidat acum 4 ani la primul mandat, el a fost de partea mea, m-a susținut. Acum, nu știu din ce cauză, dorește să revină iar pe funcția de primar. Am lăsat fiul meu în locul meu la primărie pentru a duce mai departe toate proiectele pe care eu le-am lăsat acolo. După 4 ani vreau să mă reîntorc și m-am reîntors în Partidul Național Liberal. O situație și mai complicată este în comuna Gogoșu, unde doi soți aflați în proces de divorț vor să ocupe funcția de edil. Ce să zic, teoretic nu e frumos, dar știm că au fost anumite neînțelegeri sau, cum să le zic, animozități între ei, încât e, nu știu dacă justificat, dar de înțeles. Deci până la urmă în democrație fiecare face ce vrea. Că nu se înțeleg, că se înțeleg, că s-au despărțit, ba nu ochiul dracului. De ce s-or fi despărțit și aia tot așa, tot din cauza bogăției și astea? Da, într-adevăr, este o decizie atipică. Sunt într-un proces de divorț cu soțul. Încă nu s-a terminat dosarul de divorț. Ce m-a determinat să candidez? Faptul că nu mi se interzice dreptul de a intra în primăria Gogoșu. Da, cred că e o ambiție, având în vedere că suntem despărțiți de aproape un an jumătate, și-a pus ambiția că vrea să demonstreze că e o femeie valoroasă, deși nu e, încearcă pe toate părțile să mă denigreze, să arunce cu tot felul de prostii în mine. Așa, partidele politice au nevoie de oameni puternici la nivel local și atunci, na, că a fost deșinată asta politic, eu poate ambițios, dumnealui ambițios și am ajuns să candidăm și unul împotriva altă, cred. Fiecare suntem maturi să luăm o decizie în favoarea sau pentru ambițiile fiecare.